Când vă uitați spre ce, obișnuiți să vă închipuiți că norii au diferite forme? Eu obișnuiesc să fac asta și mă relaxează și mă duce cu gândul la ce aș vrea eu să devin și la ce reprezintă forma aceea pentru mine. După care mă întreb de ce mi-a venit în minte lucrul ăla, după care merg mai departe și mă gândesc, pot să devin ceea ce-mi propun. După care stau și mă gândesc și visez și mă gândesc că fiecare vis contează pentru mine și îmi fac o listă cu obiectivele de stabilit. Și trebuie să începem de la lucrurile simple. Apa, cum a spus un domn care a ținut înainte discurs, apa este parte din noi. Trebuie să ne amintim să râdem în fiecare zi. Trebuie să ne amintim de copilărie, trebuie să regăsim motive pentru care să râdem. Să nu uităm că fericirea nu facem singuri. Fericirea vine de la noi, cum spune bunica Lucia. Poza aceasta mă gândește de când eram la grădiniță și mă jucam cu plastelina, modelam. Așa ne modelăm noi acum viitorul. Florile mă duc cu gândul la lucruri simple. În lucrurile simple stau, de fapt, lucruri mărețe. Din lucrurile simple începem. Acolo este debutul nostru. Trebuie să privim cu ochi curioși spre viitor. Curiozitatea este principalul lucru care duce spre motivație și motivația ne ambiționează. Să nu uităm, deci, să ne întoarcem spre copilărie, să zâmbim, să ne amintim de calitățile noastre și să ne bucurăm de plăcerile vieții.